Și nu este suficient. Ce trebuie să mai faci? Cine știe? Să luăm atitudine. Corect. Corect. Și asta cum o să facem? Ce trebuie să facem pentru asta? Unde afișul nostru? Toate se rezumă la educație. Da. Tocmai despre asta vorbeam. Nu trebuie să spuneți doar la nivel declarativ. Da? E ușor să spui. O să fac nu știu ce lucru important. Da? Important, cu adevărat, este să fiți solidari, da? să fiți uniți și să realizați ceva efectiv pentru a rezolva o situație, o problemă din cadrul școlii, în familie, școlii, societății. Nu, dar este să recunoaștem că este greu să facem asta. Și este important că, fiind aici o săptămână, am înțeles împreună că doar dacă știm despre discriminare sau doar dacă știm despre încălcarea drepturilor omului, nu este suficient. Voi deveniți promotori a mesajului. Și să nu credeți că este puțin dacă atunci când vă întoarce acasă o să-ți spuneți doar familiei sau doar grupului de lângă casă sau grupului unde jucați fotbal. Este foarte mult, pentru că voi nu doar o să spuneți un termen. Voi sunteți acum capabili să definiți ce înseamnă discriminare, ce înseamnă toleranță. Sunteți de acord cu mine? Da. La un moment dat, în video care a fost transmis, un intervievat a spus, nu s-a auzit foarte bine întrebarea, ideea este că am reținut și mi-am notat aici, dar planeta este a noastră. Ar veni întrebarea, de ce mă interesează pe mine? De ce să știu despre drepturile omului? De ce să înțeleg ce înseamnă discriminare? De ce să înțeleg ce înseamnă să fiu tolerant? Uitați că un om pe care voi ieri l-ați întrebat a spus un deziderat extraordinar de frumos, pentru că noi suntem dependenți unii de alții. Adică dacă cei din Japonia vor, nu știu, o uzină de acolo sau cum au avut ei acel cutremur și s-a spart zidurile, nu mă pricep tehnic. Noi suntem dependenți unii cu alții, unii de alții, pentru că toți trăim pe acest pământ. Și, de fapt, drepturile omului nu sunt ale unei țări sau ale unei grupări, sunt drepturi universale ale omului. Da, și acum spuneam la început, sunt recunoscute tuturor. Există o interdependență între ele, da?